Adevăr sau provocare? Ce se întâmplă în România? Sincer. Vă rog mult să încercăm să fim nu atenți, ci prezenți aici și acum. În România se scrie istorie. În zilele de 6 și 7 octombrie suntem invitați fiecare să votăm. Da, pentru căsătoria între constituită dintre un bărbat și o femeie. Dar puteți vota și cu nu. Dar vă rog frumos, vă rog sincer, vă rog din suflet, asumați-vă acest nu. Și când spun asumați-vă, asumați-vă, vă invit să doar să vă gândiți un pic la repercursiunile pe care nu le veți resimți dumneavoastră, ci copiii dumneavoastră, copiii copiilor dumneavoastră. Întâlnesc zi de zi la cabinet oameni aflați în durere. Fraților, oameni buni, românilor, să știți că nicio durere n-am întâlnit a fi mai profundă, mai greu de gestionat decât durerea din inima adultului ai căror părinți au divorțat atunci când el era copil. Nici măcar moartea unui părinte nu lasă atât de multe sechele în sufletul unui copil, precum o face divorțul părinților. Și dacă divorțul dintre tata și mama are așa repercursiuni în privința dezvoltării, devenirii personalității umane, dar aminte, realitatea căsătoriei dintre un bărbat cu un bărbat, realitatea căsătoriei dintre o femeie cu o femeie, ce creează în sufletul unui copil? Eu nu pot să răspund la această întrebare, iertați-mă. Nu pot decât să spun atât, că nu ține de specializarea mea. Eu sunt psiholog clinician. Cred că această realitate atât de nenaturală, nefirească, ar trebui tratată de către colegii psihiatri. Iertați-mă. Asta promovăm. Asta se încearcă în zilele acestea, să ni se impună. Să și cu durere vă spun, constat pe toate rețelele de socializare, tabere și tabere. Sunt unii care invocă, unii dintre noastre care invocați niște motive atât de puierile. Fraților, este vorba despre identitatea fiecăruia dintre noi, pe care trebuie să ne asumăm ca persoane umane. Cine ești tu? Răspundeți-vă la această întrebare. Cine sunt eu? Vă rog mult. Și vedeți, rămâneți așa, adresându-vă această întrebare. Și vedeți, care este ecoul înăuntru ființei dumneavoastră? Încotro se îndreaptă răspunsul dumneavoastră? Cumva ajungeți și pe la tata și mama, părinții dumneavoastră? Mă bucur dacă ajungeți și la ei. Să știți că devenirea personalității umane, identitatea, construirea identității persoanei, este într-o proporție deosebit de mare, determinată de, în sens constructiv, de apartenența la o familie, de apartenența la părinți. Dacă omul este îndepărtat de realitatea lui, devenirii lui, într-un firesc, nu face altceva decât să se îmbolnăvească. Toată această degringoladă la care asistăm zilele acestea în România, în plan mediatic, în plan politic, în plan economic, are o singură cauzalitate. Neluarea în calcul identității ființei umane în ceea ce privește antropologia creștină. Pe scurt, eu sunt creație Nicoleta, persoană umană, Nicoleta. Sunt creație după chipul lui Dumnezeu. Nu sunt, așa cum spune psihologia și sociologia și orice știință umanistă,
devenire din animal. Iertați-mă, refuz să cred aceasta. Și atunci, vă rog, vă invit chiar pe data de 6 și 7 octombrie să mergeți, să faceți efortul, faceți un exercițiu în planul voinței, mergeți și votați. Asumați-vă realitatea firească, normalitatea. Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Să ajungem să luptăm pentru a demonstra firescul. Dar ăștia suntem, fraților. Ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Ne-am îndepărtat de noi înșine. Abia mai relaționăm unii cu alții. Abia mai relaționează bărbatul cu femeia. Dar aminte bărbatul cu bărbatul și femeia și cu femeia. Și mai gândiți-vă la atât, la faptul că se face atâta tam-tam pe subiectul căsătoriei între un bărbat și o femeie. Din păcate, există statistică, există o realitate a concubinajului la cote deosebite în România. Când îi întreb pe oameni de ce nu se căsătoresc sau dacă au de gând să se căsătorească, refuză, spun că invocă motivul cum că o bucățică de hârtie nu ajută la nimic. Dacă pe un bărbat și o femeie nu-i ajută bucățica de hârtie, de unde atâta necesitate pentru crearea, constituirea căsătoriei aberantă, anormală, nefirească între un bărbat și un bărbat și o femeie și o femeie? Vă rog, sincer, să nu care cumva să picăm în capcana de a primi impunerea cultului păgân globalist. Vă rog mult, fiți conștienți, fiți prezenți în inima dumneavoastră. 6 și 7 octombrie sunt zile mai mult decât importante pentru neamul românesc și pentru copiii noștri.